Cătălin Crișan mărturisește că, ultima dată când a vorbit cu artistul, starea sa părea una bună. Glumea era plin de viață, vesel. Apoi, la scurt timp după ultima conversație, care a avut loc în urmă cu 3 săptămâni, Gabriel Cotabiță nu i-a mai răspuns la telefon. Iar celebrului interpret nici nu i-a trecut prin minte că în acele momente bunul său prieten se lupta pentru viața sa. Pentru mine, Gabriel Cotabiță a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, iar eu am puțin prieteni adevărați. Nici nu-mi vine să cred că vorbesc despre el la trecut. Eram prieten de 37 de ani, vorbeam odată la câteva zile, stăteam nopți întregi și vorbeam la telefon despre orice. Era un om de o inteligență sclipitoare, un om foarte sufletist, cu un simț al umorului ieșit din comun. Mă suna și îmi spunea că efectiv voia să mă audă. În primăvară voiam să facem un turneu, el să cânte șlagărele lui, eu pe ale mele și câteva duete. Era extrem de fericit, nu era deloc speriat de moarte, din contră. Pentru că era un om atât de inteligent, era bucuros că a scăpat de acea încercare mare pe care a avut-o. Era conștient, cum sunt și eu, că există un început și un sfârșit. Nu își punea problema cum, când, de ce. În același timp, era un profesionist desăvârșit. Am învățat multe de la el, ne întâlneam de multe ori. Era atent la fiecare virgulă a versului. Așa cum timbrul lui este unic în această țară, așa este și sufletul lui. Eu am vorbit cu el acum vreo 3 săptămâni și jumătate. Era foarte bine, vesel, spunea Bancuri. Apoi l-am sunat să-i spun la mulți ani. Nu a răspuns. Nu am vrut să deranjez. Nu m-am gândit că are probleme de sănătate, lui nu-i plăcea să spună. Când avea probleme, de orice fel, nu-i plăcea să vorbească, îmi mai spunea mie. El și-a dorit dintotdeauna să fie un artist, ceea ce a și fost și va rămâne și peste 100 de ani, se va da la radio. Dumnezeu să-l odihnească, a declarat Cătălin Crișan. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.